De câteva zile, pe străzile din oraș se împart tot felul de pachete, în special cu alimente de bază, dar și cu produse specifice sărbătorilor pascale. Din păcate, nu același lucru se întâmplă și în casele de copii sau căminele de bătrâni din județ. Deși acolo oamenii au cea mai mare nevoie de astfel de ajutoare, mai ales în actualul context în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului are dificultăți din ce în ce mai mari în asigurarea hranei acestor oameni. Paradoxal, deși în an electoral toată lumea s-ar fi așteptat ca aceste vizite să fie mult mai numeroase și darurile mult mai consistente, până acum nimeni nu a anunțat că ar avea intenția de a face astfel de donații. Până la ora asta nu m-a sunat nimeni să-mi spună nimic, că mi-ar da ceva la o căsuță sau nu. Programasem o întâlnire cu deținuții din penitenciar, o să fie miercurea viitoare. Deținuții vor veni în casele de copii, casele de tip familiar, pentru a dona icoane, vă spun în avantpremieră asta. Și am și spus, haideți să programăm după, înainte de Paști, și au spus nu, că avem alte acțiuni și am zis, dar de fapt nici noi nu putem pentru că vor fi foarte multe acțiuni și a fost surpriză că nu avem nicio acțiune. Nu a venit nimeni. Poate că, măcar în ceasul al 12-lea, Giurgiu veni cu ceva posibilități materiale, își vor aminti și de seminilor mai năpăstuiți și își vor îndrepta atenția și asupra acestor oameni bătuți de soartă, cărora le-ar putea aduce un strop de bucurie de Paște.